AUR s-a instalat comod în fața plenului Camerei Deputaților, de unde se zbate să depună o moțiune de cenzură. George Simion a acuzat că USR-ul face jocul lui Marcel Ciolacu. Prin faptul că nu vrea să depună moțiune de cenzură din partea opoziției, Simion a ținut să sublinieze că parlamentarii AUR vor sta neclintiți în fața plenului, dar doar până mâine după amiază, cu cele 52 de semnături strânse până acum, gata să fie înmânate fără a le pune condițiilor celor de la USR. Aceste 52 de semnături aparțin celor 52 de parlamentari care și-au dat acordul scris pentru a ajunge la o moțiune de cenzură împotriva guvernului Ciolacu și a dezbate și a vota contra măsurilor fiscale adoptate ieri, care, în opinia noastră, îngroapă economia românească. Faptul că USR-ul nu dorește să depună moțiune de cenzură, pentru că iată, are semnăturile necesare, noi le punem la dispoziție și vrem să ajungem la moțiune de cenzură, repet, necondiționat, arată că pe lângă UDMR, care și-a menținut funcțiile în executiv și care și-a impus punctul de vedere cu privire la aceste măsuri fiscale, și USR-ul face jocul lui Marcel Ciolacu. Se pare că noi suntem singura opoziție de aici, din Parlamentul României, și nu înțelegem sincer cum vor putea explica cei de la USR propriilor alegători acest refuz de a depune moțiune de cenzură. George Simion a ținut să le transmită colegilor de la USR că sunt așteptați să contribuie la depunerea moțiunii de cenzură, ca să nu dea altceva de înțeles. Avem joi și vineri, în care eu și colegii mei din AUR îi vom aștepta aici, în fața plenului Camerei Deputaților, pe cei de la USR, să ia aceste semnături și să le depună. Dacă până vineri, după masă, cei de la USR nu vor veni să depună moțiunea de cenzură cu orice text vor ei, înseamnă că cei de la USR nu fac altceva decât jocul lui Marcel Ciolacu, care asta a vrut. Fragmentarea opoziției, cumpărarea cu anumite funcții, cu anumite privilegii a unora și altora dintre parlamentari. Simion a făcut strigături și direct către liderul USR, Cătălin Drulă, pe care a încercat să-l sensibilizeze, spunându-i că electoratul îl urmărește îndeaproape și a făcut apel și la Forța Dreptei pe această cale. Cătălin Drulă trebuie să explice dacă el este președintele alegătorilor USR sau este președintele pus în fruntea USR de către Marcel Ciolacu pe modelul Nicolae Ciucă de la PNL. Cred că are de dat multe explicații Cătălin Drulă, dar noi așteptăm, o să ne luăm un scaun, am așteptat și luni, și o să facem cu schimbul și îi așteptăm aici, în fața plenului Camerei Deputaților, pe cei de la USR, să depună moțiunea de cenzură. Încă o dată, au semnăturile necesare. Aici vedeți 52 de semnături, ei mai au lejer împreună cu Forța Dreptei 70. Lucrurile sunt simple.